Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de melodii românești. Ele au rămas în inimile noastre, din generație în generație, în interpretări de excepție. Astăzi vă prezentăm compoziția Eșarfă în dar. Veți pătrunde în lumea lui Mircea Baniciu, o legendă a folk rock-ului românesc. Cu ape de roșu în ochi, valuri largi de alb, mof și verde zboară cald pe chipul tău drag. Eșarfă în dar. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum, ce bine mi-amintesc, ce clar. Te-am înfășurat, eșarfă în dar. Mircea Baniciu s-a născut în 31 iulie 1949. Copilăria și-a petrecut-o într-un cartier situat lângă complexul studențesc timișorean, fapt care avea să îi marcheze întreaga existență. Muzica a pătruns în viața lui Mircea Baniciu în 1956, la vârsta de 7 ani, când a și început școala. După intrarea la liceu, mama sa îi dăruiește o chitară și, cu toate că până la 14 ani studiase pianul, dovedind un real talent, în urma vizionării filmului Tinerii, în care se produceau Cliff Richard și trupa The Shadows, Mircea Baniciu ajunge la concluzia că se simte mult mai atras de chitară decât de pian și începe să studieze cu perseverență la acest instrument. Intră apoi la Facultatea de Arhitectură și, încă din primul an de studenție, devine vocalistul formației Phoenix. Restul este istorie. Și ce istorie! Au fost ani fabuloși alături de Phoenix, iar după fuga colegilor săi în Occident, eveniment petrecut în 1977, Mircea Baniciu își începe cariera solo și înregistrează compoziții care aveau să îi consolideze celebritatea. În acest sens, exemplul îl oferă hitul Eșarfă în dar, compus într-una dintre cele mai nefaste perioade ale existenței sale. Eșarfă în dar a fost scrisă în 79-80, aici în Timișoara, eram încă timișorean și a fost cumva o aventură care a generat cântecul ăsta. O aventură, din păcate, mai puțin împlinită, fiindcă cântecul acesta vorbește, de fapt, despre o despărțire. Eșarfă în dar. Eșarfă în dar a însemnat pentru Mircea Baniciu și reluarea colaborării sale cu un renumit textier român. Într-unul dintre momentele critice ale timpului am hotărât să-l caut pe textierul trupei Phoenix, Victor Cârcu. Am apelat la el în ideea că putem sta de vorbă ca între prieteni despre ceea ce mi se întâmplă și zice, hai să facem un cântec. Eșarfă în dar a stârnit reacții cu totul deosebite și valuri de entuziasm în public. În timpul unuia dintre concerte, mai recent, aș spune, deci cam în zilele noastre, fiindcă de atunci au mai trecut niște ani de zile, o doamnă a venit să-mi povestească așa subtil și complice, într-un fel, despre cântecul ăsta pe care l-a ascultat ani de zile și alături de ea era un puști. Zice, îl vezi pe ăsta? Zice, este băiatul meu. Da, doamne, un puști frumos, să vă trăiască, aveți bucuria să aveți un băiat așa de frumușel și îmi zice, pe ăsta, pe șarpă, dar l-am făcut. Pe chipul tău drag. Eșarfă în dar. Aceasta este povestea cântecului Eșarfă în dar, un prețios cadou făcut românilor de Mircea Baniciu. Eu aleg România, 100 de melodii care au rămas în inimile noastre, din generație în generație, în interpretări de excepție, este un proiect al rețelei regionale Radio România. Toate filmele le puteți viziona pe site-ul campaniei eualegromania.ro.